Așa, gata? Bun, salutare, sunt Marius, iar în acest clip o să învăț încă alte 10 tricuri de freestyle pentru începători și unele dintre ele mai medii, așa. Începem cu un trick care mi s-a solicitat, un pogo wrap around. Nu este un trick foarte greu, este un trick ușor. Toată chestia la pogo wrap around este de echilibru. Cu cât faceți mai mult pogo, cu atât o să puteți să dați și pogo wrap around. Toată chestia e în momentul când vreți să dați piciorul în conjurul plăcii, pur și simplu luați mâna dreaptă, în caz dacă sunteți regular, luați mâna dreaptă, trageți piciorul, apoi eliberați mâna din spate, o prindeți cu mâna dreaptă și continuați pogo. Și tot așa. Adică nu este foarte greu, trebuie să încercați de câteva ori în fiecare zi și la un moment dat o să-l luați, aia e toată chestia. Trebuie decât de, e chestia de echilibru, în momentul când ajungeți trebuie să faceți foarte repede. Păc, ai făcut repede, nu stai foarte mult, că dacă stai foarte mult, nu o să mai aveți timp să îl dați. Tricul ăsta cred că se numește un old school impossible din rail. Cred că asta este, old school impossible din rail. Și se face în felul următor. În primul rând vă poziționați în felul acesta, iar piciorul care executați tricul, la mine fiind dreptul, îl puneți chiar așa și puțin înspre roată. Nu foarte mult, scos afară, dar puțin înspre roată. În momentul când ați pus piciorul jos, ca la no comply, apăsați puțin în față, să ducă placa așa și în momentul acesta îi creați un fel de scoop ca la impossible. Vă uitați la placă și aterizați. Deci ăsta este secretul la tricul ăsta. Nu e cine știe ce de greu, dar trebuie puțin exersat, că nu puteți să luați din prima. Adică, na, luați din prima dacă le exersați, da. Na, deci cum v-am spus, puneți puțin piciorul, scoateți afară și puțin înspre roată și apoi împingeți și executați un fel de scoop. Un rap, așa, ca un fel de impossible. Asta e tot de explicat la tricul ăsta. La Casper din fakie, pur și simplu rulați fakie și în momentul când ies să intrați în Casper, picioarele le aveți în această poziție. Piciorul din spate îl aveți pe bolțurile astea două de aici, îndreptat spre nose, iar piciorul din spate undeva în curbura asta. Apăsați în față de aici și din spate, atrageți, vă puneți în poziție de Casper, dar atenție, atenție, piciorul de jos nu trebuie să atingă cimentul, trebuie să fie suspendat, da? Altfel se consideră greșeală, trebuie să fie suspendat când faceți Casper. Așa, după ce ați prins în poziția asta, trageți puțin un one, un 180 de grade, mă rog, 180 de grade și aterizați. Cam asta e. Deci, v-am zis, nu este greu. Pur și simplu, fakie. Trageți, vă puneți în Casper, vă întoarceți puțin. Bine, la un moment dat o să observați că puteți să dați și 360 dacă vreți să mă învârtiți mai mult. Deci, chiar nu e foarte greu tricul ăsta. Așa, că tot suntem la Casper, o să vă arăt cum să intrați în Casper din rail. Prima metodă, îndreptați puțin piciorul, cam așa, să dați puțin mai mult piciorul, ăsta din spate, care trebuie să fie deasupra, și cel care vine de sub, prima oară îl băgați, îl lăsați puțin mai jos și îl băgați aici, sub placă. După care urmează să împingeți puțin ăsta așa și cade placa în Casper. Punem așa. Și aceeași chestie, să nu atingeți cu piciorul, piciorul să nu atingă jos, pentru că se consideră greșeală în Casper. Să nu atingă așa piciorul jos, să fie suspendat. V-am explicat. Deci puneți piciorul așa, puțin mai aici. Metoda aceasta este la fel de simplă, numai că acum
ținem piciorul la nou sau la tail, îl îndreptăm puțin spre exterior, la modul ăsta, deci nu o să țineți drept așa, îl țineți puțin spre exterior și apăsați, cu simplu apăsați în diagonală și în jos, automat, încă în jos, dar în diagonală și în momentul când apăsați în diagonală, placa se va duce așa, cu piciorul celălalt așteptați placa, băgați sub ea și aia e. Deci cam așa se face Casper-ul ăsta. Încă o dată. Cam așa se face, exact. Este simplu, trebuie puțin lucrat la asta. Acest trick este foarte des folosit în run-urile de freestyle din afară. Poziția lui este aceasta. Și secretul, cel puțin din, pentru mine, este să scoateți puțin călcâiul în afară aici și să când trageți de umeri, pur și simplu agățați cu călcâiul de aici. Agățați călcâiul și trageți placa așa cu călcâiul mai mult. Deci faceți rotația corpului, dar vă ajută mult și călcâiul. Și apoi rămâneți sub picior, suspendați și cam așa se face tricul ăsta. Prima oară corpul, apoi urmează placa, întotdeauna secretul. Prima oară întoarceți corpul și placa urmează corpul, dar mai întâi faceți chestia cu călcâiul. Cam asta e secretul la acest trick cu un picior de mers. Acest trick este și mai ușor. Practic este cel mai banal trick din acest tutorial și cred că este pentru modul super super începător. La modul rulați, puneți piciorul în paralel cu placa și decât puneți piciorul jos, ăsta așa. Deci mai simplu, dar nu se poate. Nu știu de ce l-am introdus, cred că simțeam nevoia să pun ceva și mai ușor. Deci încă o dată. Da, arată frumușel. Ok, handplant-uri. Am văzut că foarte mulți dintre voi încercați să învățați handplant-uri, dar înainte să dați handplant-ul, trebuie să învățați să vă aruncați placa în mână așa, da, e bine, și după aceea, când vă aruncați în handplant, să stați în mâini, ca să pară mai ok tricul, să nu pară ca la un începător, încercați să dați puțin picioarele peste cap, ca la Scorpion style, așa puțin, nu știu cum să vă explic eu, să pară mai cu stil, așa, înțelegeți voi? Ceva de genul ăla. Că dacă îl stați prea drept sau stați într-o parte și vă aruncați instant, nu o să pară frumos. Cel puțin în ochii mei. Bun, acest trick l-am învățat de la Robert din Germania și am zis că este un musai să-l pun și în acest video. Practic, ce faceți? Intrați din rail în Casper, dar secretul e, puneți picioarele, prima oară stați cu picioarele drept, da? După, o întoarceți puțin, rămâneți într-un picior, iar celălalt îl băgați puțin sub ax, în partea cealaltă, aici. Cu ăsta de aici deasupra, apăsați. Așa, cu placa în față, iar cu cel de jos îi aplicați o presiune, pur și simplu ajutați placa să o arunce în Casper. Deci ăsta este secretul, ca să înțelegeți bine tricul ăsta. Ideea e să vă aruncați, apăsați în piciorul ăsta și cu ăsta trageți de sub. Ah, uite că nimeni nu mi-a se de fiatră, dar v-ați prins de idee. Ok, și ultimul trick, no hand pogo. Pentru no hand pogo, în primul rând, să aveți grijă la kimpinurile astea, să nu vă intre în picior. Dacă aveți astfel de kimpinuri și nu aveți invert kimpin ca mine, recomand să puneți un dop de Coca-Cola, de suc, de ce vreți voi, puneți un dop aici și lipiți cu scotch deasupra.
Și așa vă protejează piciorul. Fix un dop pe kingpin. Sărăcie. Da, exact, merge. Așa, și acum să vă arăt tricul. Mi se pare mai simplu decât pogo normal. De... Nu mai stați. Pur și simplu puneți piciorul aici, să nu depărească prea mult roata, nici prea înăuntru, nici prea afară, ceva de genul ăsta așa. Și piciorul ăsta undeva cam în aceeași distanță, puțin mai sus față de cel de pe roți. Și țopăiți așa, țop, 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 țop. Nu știu cum să vi-l explic, trebuie să stați de el. E vorba de echilibru la tricul ăsta, e pur și simplu vorba de echilibru. Cam asta e, no hand pogo. Mai ai tricuri? Nu, asta e ultimul tric.